surprinzătoarea și fabuloasa, dar exact așa scrie, surprinzătoarea și fabuloasa confesiune a lui Mircea Lucescu către cititorii gazetei. Auzi. Seamănă cu scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung. Așa. Dacă vă spune ceva asta. Vreau să mor pe teren, este titlul. Un interviu în care este comparat Mircea Lucescu cu Sir Alex Ferguson de către cei de la GSP. Sir Alex Ferguson, 69 de ani, Mircea Lucescu, 65, probabil că la asta îi compară. Lucescu spunând la un moment dat, eu și cu Ferguson suntem nemuritori. Așa, el și cu Ferguson, nici mai mult, nici mai puțin. Da, dar nu, deci atenție, eu și cu Ferguson, eu sunt nemuritor. Și probabil cei de la GSP, de rușine, l-au trecut și pe Ferguson printre nemuritori. Probabil că a zis eu sunt nemuritor și au zis aibă să mai trecem pe cineva. Da, este o chestiune delicată pentru că să vorbești de ziua națională de rău despre Nea Mircea se va interpreta. Sunt incredibile, incredibile reacțiile lui Mircea Lucescu. Și Ferguson și eu am schimbat generații întregi. În carierele noastre n-am fost dependenți de un jucător, ci de raportul nostru față de meserie. N-am păcălit-o niciodată. Asta după ce spunea că Wenger îl sună regulat și se sfătuiesc, acum iată vorbește numele lui Ferguson, practic Mircea Lucescu. Nu numai că se aseamănă cu el, dar vorbește numele lui. Și spune că nu vreau să ajung ca Brigitte Bardot să plimb câini la bătrânețe și că idealul unui mare antrenor este să moară pe teren. Asta spune Mircea Lucescu și vorbește despre el cum n-a vorbit niciodată, fraților. Niciun patron nu i-a cerut niciodată socoteală, asta pentru că îl respectau prea mult, deci n-a primit telefoane de la nimeni. Bine, interviul pleacă de la o replică genială a lui Ferguson, care a spus, sunt prea bătrân ca să mă mai retrag. De la asta pleacă și Mircea Lucescu, întrebat, a spus același lucru, că bineînțeles și el, dacă iei fotbalul, l-ai terminat. Are perfectă dreptate. Cei care am trăit o viață pe gazon sunt prea bătrâni să mă părăsim fotbalul. Bobby Robson, de exemplu, a renunțat o vreme, ajungând într-un supermarket, s-a gândit, ce caut eu aici? Și s-a întors, deși era bolnav. Deci de la asta pleacă acest interviu cu Alex Ferguson, de fapt. Alex Ferguson al românilor, care este acest Mircea Lucescu. Să ne trăiască Nea Mircea, fraților, de 1 decembrie. Ce norocoși suntem că-l avem. Da, să știi că are dreptate să se treacă totuși înaintea lui Sir Alex Ferguson. Sunt mai multe argumente de partea lui Mircea Lucescu. În primul rând, Alex Ferguson este tâmplar de meserie, până să se apuce de fotbal. Era ajutor de ucenic, tâmplar, deci măcar ucenic, în docuri în Scoția. Păi da, pentru că s-a apucat de fotbal pe la 14 ani și la vârsta aia nu poți să fii tâmplar șef. La Scoție muncești de la 10, ca altfel te bate taicătul dacă nu vii cu bani în casă, la aia nu ține tată cu distracția și cu jocurile pe calculator, pe când Nea Mircea Lucescu precis și-a luat vreo diplomă, bag mâna în foc. Nu sunt sigur, dar o avea și el la SEU. Câți securiști n-au făcut facultățile fără să treacă pe acolo, nu e o problemă. Deci iată, Mircea Lucescu este titrat, cum se spunea pe vremea lui Nicu, în vreme ce Sir Alex Ferguson nu este. În al doilea rând, Sir Alex Ferguson n-a știut niciodată să fure. A mai ciupit el. Că am văzut și eu destul de meciuri în care a mai ciupit arbitru pentru Manchester, dar de aici până la crede că i-a dat vreun plic Ferguson sau președintele la Manchester United, directorul executiv, ar fi plătit arbitru, e cale lungă. Pe când Nea Mircea a furat nu știu câte titluri pe vremea lui Nea Nicu pentru Dinamo. O și le-a furat pe toate și în Turcia, că aflăm aici fără să vrea Lucescu face o mare gafă și iată ce spune la un moment dat. Să pleacă iarăși de la declarația lui Ferguson, care ar fi spus, nimeni nu e mai important ca antrenorul la un club. Lucescu senior a aprobat imediat, total de acord, toți trebuie să fim la dispoziția antrenorului. Pe care a spus așa, adăugând, la noi în România e turcism, conducătorii vor să fie protagoniști înaintea tehnicienilor, ce stea normal. Caută popularitate care e împotriva rezultatelor. Adică e turcism în România. Păi el n-a câștigat titlurile vieții lui în Turcia, doar nu la Shakhtyor, unde, vă reamintesc, sunt două echipe în campionat, iar
tatălui, patronul lui, e multimiliardar. El se bate cu Dinamo Kiev, până la urmă i-au subordonat pe aia, pentru că orice echipă din lume trece la un moment dat printr-o perioadă mai proastă. Așa se întâmplă și cu Dinamo Kiev. În orice caz, la banii lui Ahmetov nu e nicio șmecherie să reușești să-ți bați unii cu adversar în campionat. Deci titlurile vieții lui sunt obținute în Turcia. Chiar el spune că e turcism. Vedeți? Evident că Galatasaray, de exemplu, cel puțin la Galata, titlurile au fost luate cu japca. În mod evident. Galatasaray, dacă Lucescu e mare sculă, să vină acum să câștige cu Galata. Când și Galata iată trece printr-un moment mai prost, de câțiva ani, nu neapărat din acest sezon. Bine, revin iarăși întrebările astea multiple pe care le-am tot pus. Noi n-am găsit un răspuns logic, cred că nimeni nu-l găsește. De ce Mircea Lucescu nu are nicio ofertă? Sau nu, poate că oferte a mai avut, așa, neoficiale. Dar de ce nu se duce să antreneze un mare club în Europa, undeva, într-unul din marile campionate, unde, vă reamintesc, n-a stat decât câteva luni la Internaționale Milano și a plecat cum a plecat în rezervă, n-a antrenat în Anglia. Adică nu te tentează, bun, am înțeles că el câștigă cam 4 milioane de euro pe an, cu tot cu prime, la Donetsk. Și că ăsta este un salariu pe care destul de puține cluburi l-ar putea oferi. Bun, dar dacă te duci, să zicem, în Anglia, nu la un club de primă mână, din Big Four, dar să antrenezi un Tottenham, un Everton, nu e tentant totuși să te bazi de două ori cu Ferguson, de două ori cu Wenger, de două ori cu Hodorokson sau cu cine mai fi la Liverpool, de două ori cu Manchester City. Nu e tentația asta. Ce dracu să faci la Shakhtar? Deci nu te-ar interesa un Birmingham, un Fulham, o echipă din asta totuși de mijlocul clasamentului pe care să încerci să urci un pic. De ce nu ești tentat? Asta este mare enigmă. Zi-mi tu un mare antrenor al lumii care niciodată n-a antrenat o mare echipă. Există așa ceva? Nu. Niciodată să nu fie antrenat o mare echipă. Sigur, nu-l luați pe Giroud, că Giroud este un capitol aparte. Deci este categoria Giroud. El nici nu mai e antrenor. Antrenând 42 de ani într-un sat. Sigur că aia e o chestiune ieșită din comun, dar diferența dintre Giroud și Mircea Lucescu este că Giroud s-a apucat de antrenorat când încă era jucător la un club care nu exista, nu fusese niciodată mai sus de Liga 4-a, deci el de acolo a luat-o și l-a dus până în sferturile Cupei Campionilor, câștigând și Campionatul Franței și Cupa, mergând în cupele europene de vreo 11 ori, atenție cu Auxerre. Deci ăsta nu este un caz, că doar Giroud este, într-adevăr, el n-a antrenat niciodată o mare echipă, pentru că Auxerre n-a fost o mare echipă, deși a reușit să câștige și campionatul și cupa într-o țară inaccesibilă. Deci într-o țară din marile campionate, nu în Ucraina. Deci de ce nu mi-e să ducem încerc? Să vină în Franța, cum a fost Bologna, să se ducă în Portugalia, să se ducă, să joace, să încerce, uite cum a fost Bologna. A dus-o pe Rennes în cupele europene. Da? Până la urmă. N-a dus-o în Liga Campionilor, dar a reușit să o ducă în Cupa UEFA. A câștigat titlul cu Sporting Lisabona, oricum peste să câștigi cu Beşiktaş sau cu Galatasaray. Deci să încerce să facă la nivelul ăsta măcar, asta este mare enigmă. Unii au spus așa, domnule, prea bătrân, 65 de ani, bătrân să mai să ducă, să se cărămească. Vreau să-i reamintesc două chestiuni. Ferguson e mai bătrân decât el, iar Raymond Götal s-a câștigat cu OM Liga Campionilor fiind mai bătrân decât Mircea Lucescu. Deci Liga Campionilor, nu Campionatul Ucrainei. Așa că nu înseamnă asta că 65 de ani, dovadă la acest interviu cu Lucescu, care chiar recunoaște că nu se va retrage niciodată, deci timp ar mai fi. Bă, este o mare enigmă, doar mălaiul ăsta, deși să știi că dacă duci antrenor la Tottenham sau la Villa sau la Everton sau la Hamburg sau la Werder Bremen sau nu știu pe unde, nu câștigi cu mult mai puțin decât la Shakhtar, chiar dacă salariul este mai mic. Ok. Și chiar au condițiile, nu-l mai ai pe Ahmetov, că el are la dispoziție în Ucraina ce vrea el. Îmi imaginez. Dar acolo, dacă ai obține performanță la un club de-asta, deci dacă te uiți la Tottenham și ești pe locul 3 în campionatul Angliei, 2 sau 3 sezoane la rând, îți spun eu că te ofertează și Real Madrid. Da? Deci acolo se schimbă foaia. Adică dacă ai o performanță acolo, aia chiar contează. Și o să stai în puf și acolo. Imaginez că Wenger are măcar condițiile lunea Mircea de la Shakhtar, la Arsenal, în ce a făcut din Arsenal. Bă, dar a luat Arsenalul Wenger. Nu s-a dus să antreneze în Turcia sau în Emiratele Arabe Unite
să se ia la trântă cu Ilie Balaci, căci care are 10 lige ale campionilor. Râdea cineva într-o zi Ilie Balaci. Bun, 10 lige, și n-a fost în stare să antreneze nicio echipă în viața lui. Știți de vreun club pe care l-a antrenat Balaci în Europa? Deci asta, cam așa este pe undeva și Lucescu. În orice caz, argumentele sunt de partea lui, fraților. Dacă nu știi să furi, practic ai trăit degeaba, mai ales aici în Europa de Est. Ornea Mircea s-a descurcat de minune și în România, s-a descurcat și în Turcia și în Ucraina, adică țările unde se poate fura ca în codru. Sigur. Depinde pe cine ai în spate, că ai nevoie de un hoț mai mare în spatele tău, ăla să aibă mai mulți bani totuși. Absolut. Altfel degeaba ești tot talentat. Cum adică să te bei bun dacă luai titlul cu Trabzon? Da. Sau cu Antalya Sport sau cu Konya. Da. Era cam greu. Erai sculă sau, da, sau cu Bursa, pe vremea când era Hagi la Bursa, nu acum. Deci așa ceva să fi făcut. El nu are nicio ispravă, asta vreau să spun. Dinamo a fost o hoție permanentă, deci nici n-are rost că ni se face nouă rău să amintim acele perioade absolut odioase. Deci alea sunt aproape la fel cu reeducările. Ce a făcut Steaua și ce a făcut Dinamo în campionatul României. Deci alea sunt niște reeducări de-aia, Pitești. Citiți-l pe Paul Goma, de exemplu, și o să vedeți. Deși Paul Goma n-a fost în situația aia. Nu el este cel mai afectat de chestiunea asta, dar în fine, cartea este extraordinară. Deci cam așa cumva a fost, asta a fost Steaua și Dinamo în România, da? Bun, deci alea nu se pun. Plecat în străinătate, el asta a făcut într-adevăr și în Turcia și nu că în Italia nu s-a putut fura chiar atât. Dovadă că de la Inter a fost ejectat destul de repede. Alea cu Pisa și cu Brescia și cu aia le mai punem, că acolo Lucescu n-a făcut nimic. Deci că reușea să promoveze din serie B nu este o chestiune de nivel universal. Îți ținea de cald sezonul ăla, dar după aia următorul sezon picai. Deci de asta spun că totuși că anticipăm un pic perioada când Lucescu nu va mai fi printre noi. Va duce într-o lume mai bună, nu știu ce se va întâmpla. De asta spun, ca să nu fim atacați la sfârșitul vieții lui, că domnule, uite, ăia au vorbit iarăși de rău, ziua morții, iarăși nu știu ce au făcut, uite că vorbim de el și în timpul vieții. Ca să nu se spună, sau în timpul carierei, că totuși poate la 80 de ani să o retrage și el. Da? Să nu se spună că, bă, uite, n-ați vorbit de el. Am tot încercat, dar nu ne oferă nimeni. Poate că unii dintre furmiștii noștri mai cu mintea pe umeri și mai luciți decât noi vor reuși să ajungă la o concluzie un pic mai înțeleaptă decât am. Noi n-am reușit să ajungem la nicio concluzie de ce acest individ n-a antrenat niciodată, bă, o echipă serioasă. Așadar, Nea Mircea Lucescu este primul pe listă, urmează apoi Ferguson, Wenger, Capello, Lippi și așa mai departe. Capello și Lippi chiar nu se pot compara cu Mircea Lucescu. Păi ce au făcut ei în campionatul Italiei? Au antrenat numai echipele mari, da? Exact. Care câștigau de obicei cu arbitrii, vezi cazul celor de la Juventus, iar el s-a chinuit acolo cu echipele mici și le-a făcut mari. Uitați-vă ce a lăsat în urmă în campionatul Italiei Mircea Lucescu. Brescia este o forță, el a construit, practic a reconstruit clubul, de fapt a dat-o de la zero, nici măcar nu l-a reconstruit, și mai sunt și alte echipe pe la care a trecut și care au ajuns mari. A crescut o mulțime de fotbaliști, pe naționala Italiei a trăit ani buni din munca lui Mircea Lucescu. Ferguson ce a făcut pentru naționala Angliei? Nimic. Bă, dar absolut nimic. Niciun fotbalist mare n-a ajuns de la Manchester United, din școala de fotbal a lor, la național. Și oricum se văd și rezultatele la nivel de echipă națională. Păi se pot compara cele ale Angliei cu cele ale României, mă, fraților. Că naționala României 94 se știe că a fost făcută de fapt de Mircea Lucescu. Iordănescu a fost doar un oportunist. Toți, absolut toți jucătorii erau crescuți de el. Chit că Mircea Lucescu a fost cel care a desfințat Academia Națională de Fotbal, Luceafărul parcă se numea, de unde au venit băieții ăștia, și asta pentru că steliștii aveau mai multe pile. Acolo a ras-o. Nea Mircea, dar și-a făcut el propria lui Academie. Este cel mai mare antrenor din istoria fotbalului, îi urăm și lui la mulți ani, cum le urăm și politicienilor noștri și, în general, tuturor oamenilor de valoare din România, să ne trăiți bine, dacă se poate, măcar la bătrânețe, să plecați în altă țară, să trăiți și voi liniștiți, să scăpați de noi prostimea, noi ăștia care vă tot criticăm și vă punem piedici, că meritați.
meritați o retragere la bătrânețe, să stați și voi într-o cămăruță, liniștiți, acum că va fi de 4x4, de 16x16, cu mai multe paturi, nu contează, dar noi vă urăm toate cele bune astăzi de ziua.